Articolul legat de biserică, urmează cel referitor la botez. Ce potrivire, ce succesiune firească, logică. Probabil realizați sensibilitatea, delicatețea, complexitatea și responsabilitatea pe care o presupune un subiect ca acesta. De aceea aș vrea să încep. Prin a vă provoca la un exercițiu de imaginație. Aș vrea să vă rog să închideți ochii și să vă imaginați că nu mai există toată puzderia asta de formațiuni sau confesiuni religioase, religioase dacă puteți. Și te invit să rostești în gând articolul de astăzi mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Ei, care e senzația? Puteți deschide ochii acum? E mult mai util și pentru voi și pentru mine. Importanța acestui penultim articol din crez este indiscutabilă. Aproape de final, de încheiere. Nu vreau să fiu părtinitor, însă senzația mea îi că, până și la nivel intuitiv, acest crez leagă logica botezului în urma mărturisirii noastre. Mărturisire? Botez întru, iertare. Cu alte cuvinte, fiecare cuvințel. Dă o greutate aparte acestei rostiri. Asumare personală, acțiune publică, încredere radicală în cel care oferă iertarea. Nu mai e nevoie să vă reamintesc că este o chestiune sensibilă. În funcție de contextul din care provenim, fiecare avem tendința să mergem fie spre botezul copiilor, fie spre botezul adulților. Fiecare ne-am construit deja o argumentație în privința aceasta. Avem anumite convingeri personale. Iată un articol pe cât de simplu, pe atât de complicat, când e vorba de practică. De felul în care practicăm și trăim lucrurile acestea. Ce să mai spunem că noi la nivel identitar, numele de baptist este asociat cu practica botezului la maturitate. În anumite zone ale țării unde sunt mai puțin familiarizați cu mișcarea baptistă, sunt tot felul de etichete ciudate, baftiști, bactiști. Îți vine să zâmbești de multe ori când le auzi. Însă ca să vedeți genul de replici pe care le vehiculăm între noi de multe ori când ne întâlnim unii cu ceilalți, fiindcă venim din familii religioase diferite, două persoane, doi prieteni s-au întâlnit, au ajuns să discută despre chestiunea spinoasă a botezului, au ajuns la textul clasic din Casa temnicerului, în care el, împreună cu toată casa lui, l-au mărturisit și s-au botezat înaintea Domnului la care unul dintre ei spune, vezi, eu cred că au fost și copiii acolo care s-au botezat, la care cealaltă îi răspunde, dăm voie să spun cu toată convingerea că acei copii erau tineri de 18 20 de ani, la care cealaltă îi răspunde, unde ai citit asta în Biblie? Și cealaltă îi zice, unde ai citit și tu că au fost botezați copii? Exemplul acesta ne arată că fiecare dintre noi vedem ceva când citim Biblia, Însă lucru sau lecția primordială pe care ar trebui să o extragem e că în general ar trebui să ne ferim să zicem mai mult decât ceea ce spune Biblia. Cred că ne trebuie o anumită eleganță, o anumită răbdare, o anumită înțelepciune când construim o învățătură pentru înțelegerea noastră personală. Sensibilitatea pe care o creează un asemenea subiect ne obligă să luăm în serios toată complexitatea pe care ne-o pune înainte. Așadar, iată cele patru repere pe care vom naviga astăzi în elucidarea doctrinei botezului. Vom vorbi despre origine, în al doilea rând despre câteva considerații de ordin istoric pentru a putea încadra această practică. E important să vedem mărturia scripturii, ce spune Biblia despre actul botezului și apoi. La fel de important, la final, implicațiile de ordin practic care decurg din această înțelegere. Haideți să le luăm pe rând. Originea botezului. Cred că cel mai important lucru pe care l-am înțeles este că primii creștini și-au fundamentat practica botezului pe două aspecte: porunca Mântuitorului și Exemplul Mântuitorului. În Matei 8 în Matei 28 cu 19, Hristos îi trimite la final în puterea învierii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar la începutul Evangheliei, în capitolul 3, când Ioan a avut o lucrare în vogă și era în ascensiune, încât lideri religioși veneau să fie botezați, Iisus Hristos își face apariția ne aducem aminte de jena pe care o demonstrează Ioan și spune, hei, eu sunt cel care am nevoie să fiu botezat de tine, fiindcă tu aduci Duhul Sfânt și tu vii la mine. Și Hristos spune, lasă-mă să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. De aici pleacă originea acestei practici în creștinătate. Deși precedentul istoric este stabilit de lucrarea lui Ioan Botezătorul, sau de practica comunităților esenilor de la Marea Moartă, botezul creștin se diferențiază de celelalte ritualuri de curățire prin credința exclusivă în Hristos și prin darul formidabil al Duhului Sfânt. Vă aduceți aminte, Ioan își recunoaște limitele și spune eu vă botez cu apă pentru curățire, pentru pocăință, dar altcineva aduce Duhul Sfânt care lucrează în viața voastră acea transformare după voia lui Dumnezeu. Specificitatea botezului lui Ioan are două componente. Era iminența escatologică, împărăția lui Dumnezeu este aproape, mesaj continuat de Hristos, de aceea îi nevoie de o anumită pregătire interioară, de căință, de recunoașterea răului din propria inimă. Aceasta e de fapt Promisiunea făcută de către Dumnezeu prin proroci. În cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 36, de la 25 la 27, găsim următoarele. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne voi pune Duhul meu în voi și voi face, vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Observați ce promisiune extraordinară pe care Dumnezeu o lansează cu mult timp înainte. Vorbește în mod repetat despre curățire, despre apă, despre imaginea botezului, dar are și cealaltă componentă transformatoarea Duhului care te ajută să te eliberezi de idolatrie, de toate pornirile răului și să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu. Din fericire, eu n-am mâncat bătaie ca să învăț crezul, l-am memorat de bună voie și vreau să vă spun că am sesizat o simetrie frumoasă de cinci ori se repetă cuvântul întru. Cred Într-unul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul și într-unul Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, în truna Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, și cinci, mărturisesc un botez într-o iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte... Credința personală în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este integrată în organismul viu al comunității și asumată la nivel personal, individual, de către fiecare dintre noi. Putem merge la câteva considerații de ordin istoric. Nu poți discuta despre lucrul acesta fără să survolezi un pic, să vezi cum stau lucrurile pe parcursul istoriei creștinătății. În primul rând, există un consens unanim că nu avem dovezi certe cu privire la botezul copiilor decât în a doua parte a secolului al doilea. E un șoc și pentru mine, am crezut că e un pic mai târziu, prin secolul IV, cea mai plauzibilă explicație îi că acest ritual, această practică pentru copii, pleacă de la copiii bolnavi care erau pe moarte și părinții, îngrijirea religioasă, caută să le ofere un suport, o asigurare în contextul acesta. Pe de altă parte, foarte interesant, în scrierile vremii respective, nu avem consens unanim în ce privește adoptarea acestei practici. Spre exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur niciodată n-a fost împăcat cu această uh, practică a botezului pentru copii. De asemenea, bisericile din Est n-au acceptat-o în totalitate. A devenit o practică consacrată începând cu secolele 5 și 6. Învățătura teologică care a pus bazele acestei universalități a fost învățătura lui Augustin despre păcatul strămoșesc. Și în felul acesta rațiunea teologică a fost așezată și a împins lucrurile în direcția aceasta. Deși Luther a acceptat practica botezului copiilor, au fost oameni care au considerat că îi nevoie să mergem mai departe un pic în ce privește învățătura Bibliei. Un nume consacrat, anabaptiști, un termen denigrator, rebotezați. Pentru că oamenii aceștia au cerut întoarcerea la adevărul Scripturii, la felul în care se practica odinioară. Poate sunteți familiarizați, erau pur și simplu omorâți prin înecare, erau rebotezați. Vă dați seama, în contextul acela efervescent, feroce, disputat, ce risc și-au asumat astfel de oameni în momentul în care au ales să se boteze la maturitate, să-L onoreze pe Iisus Hristos în felul acesta. Unii poate care am prins perioada dinainte de 89, conștientizăm riscurile pe care anumite persoane și le asumau, mai ales din alte contexte, când doreau să îl mărturisească pe Iisus Hristos în apa botezului. Modalitatea de administrare a botezului de obicei se făcea prin cufundare în apă, așa cum suntem obișnuiți. Înainte se practica de trei ori în numele Sfintei Trăim. La fel se practică în context ortodox pentru botezul copiilor. De trei ori sunt scufundați sărăcuții în apă. Atunci când nu erau disponibile baptistiere sau când anumite persoane erau bolnave și neputincioase, era acceptat botezul prin stropire sau prin turnare. Și de fiecare dată, această practică a botezului era urmată de punerea mâinilor, în care cel care îl mărturisea pe Isus Hristos era însoțit, era acoperit de rugăciunile comunității. E important acum să ne îndreptăm înspre învățătura scripturii. Următoarele patru adevăruri mi s-au cristalizat până în momentul de față din toată experiența și interacțiunea cu textele legate de botez. În primul rând, ce am înțeles de unde pleacă toată povestea asta, e că botezul este o expresie publică a căinței și întoarcerii mele la Dumnezeu. Cred că borna kilometrică de la care ar trebui să pornim este experiența fondatoare a Bisericii, coborârea Duhului Sfânt aducem aminte în fapte, capitolul 2, Duhul Sfânt se manifestă într-un mod vizibil, audibil, încât oamenii răutăcioși răstălmăcesc cu oamenii ăștia zbeți. Petru se ridică și zice, ce auziți aici, îi de la Duhul lui Dumnezeu. După care le vorbește, pe Iisus din Nazaret, omul acela rânduit de Dumnezeu, dat în mâinile voastre, pe care voi l-ați răstignit, și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și în urma acestui mesaj atât de puternic există un impact, un ecou în viața auditorului, a oamenilor care erau adunați acolo din diaspora, din toate colțurile lumii. Fapte 2, 37-38. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Se referă la acea atingere, pătrundere a adevărului care uneori doare, care produce acea mustrare de conștiință, care reușește să spargă toate sistemele noastre de apărare în fața cuvântului. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăință, botez și darul Duhului Sfânt. Bănuiesc că realizați imediat că dacă era o singură cerință, noi zicem că era mai simplu. Dacă le spunea botezați-vă, lucrurile erau clare. Dar prin faptul că și avem o ordine un pic neobișnuită, le ne spune pocăiți vă fiecare să fie botezat, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ideea pe care vrea să ne o transmită, e că cele trei lucruri trebuie să convergă, să conlucreze, să meargă la oaltă. N-ai voie să le separ dacă te pretinzi ca scurs de Dumnezeu. Lucrurile trebuie ținute la oaltă, în echilibru. Asta spune Petru. Ăsta e mesajul fondator, așa ia ființă biserica de la Ierusalim în ziua Cinzecimii. Lucrurile trebuie să conlucreze. Ați sesizat că element, elementul primordial care dă tonul primul, elementul de căință. Și probabil dacă vă mai aduceți aminte din faptele apostolilor din Sfânta Scriptură, elementul 2 și 3 poate să difere în ce privește succesiunea sau ordinea. Sunt momente în care Duhul Sfânt vine mai repede, sunt momente în care Duhul Sfânt vine după experiența botezului și vă propun două studii de caz cu care sunteți familiarizați. Famenul etiopian și Saul din Tars. Sunt texte similare, așezate unul lângă celălalt. Fapte 8, 36, la 37, 39. Cel care era ministrul de finanțe al Etiopiei se duce la Ierusalim, într-un pelerinaj se întoarce citind Cartea Profetului Isaia. Duhului Dumnezeu îl trimite, îi dă acest îndemn lui Filip, care ajunge carul și îl întreabă: Înțelegi ce citești? Exact citea, observați coincidențele din viața noastră, cum ne trimite oameni lângă noi, care să ne ajute. Citea din Cartea Profetului Isaia, ca un miel a fost dus la tere. Despre cine vorbește? Habar n nu înțeleg nimic. Și începe să explice despre Isus Hristos, despre mântuire. Și spune, la un moment dat au ajuns, au dat peste o apă. Și omul acesta spune, uite apă, ce mă împiedică? Și Filip, în loc să-l zorească, îl pune la încă un moment de reflexie și spune, dacă crezi, din toată inima se poate. Au coborât în apă, l-a botezat, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, în timp ce famenul își vedea de drum, drum plin de bucurie. Însoțit de roada Duhului Sfânt Care este bucuria Acum uitați-vă ce se întâmplă în cazul lui Saul din Tars Trei zile și trei nopți Nu mănâncă, nu vede nimic Orbirea fizică e un simptom cu privire la orbirea spirituală În care se află la sfârșitul celor trei zile După mare ezitări, Anania intră în locul unde se afla Saul Și primele cuvinte care ies din gură. Frate, Saule Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și rețineți această conjuncție să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Într-un caz, Duhul Sfânt îl umple de bucurie după momentul botezului, în cazul lui Saul, lucrurile se întâmplă exact pe dos. Redobândirea vederii fizice, umplerea cu Duhul Sfânt coincid, arătând că sunt două realități care se explică una pe cealaltă. Vederea, orbirea fizică era un simptom cu privire la orbirea spirituală, un om care a crezut că apără interesele lui Dumnezeu și care era religios, exact cum spunea Calvin, cel mai greu lucru în viață mi-a fost să accept că până la 40 de ani m-am înșelat. Observați ce înseamnă tăișul adevărului care străbate, care atinge inimile noastre. Cât de greu îți este la o anumită vârstă să accepti anumite lucruri. Secretul e să fii condus de onestitate, să fii sincer, să fii deschis, să vrei să faci voia lui Dumnezeu. Iar botezul nu face decât să sfințească experiența interioară de transformare pe care el o trăiește. Și pentru că pocăința, de cele mai multe ori, mie mi se întâmplă, vă provoc la același exercițiu pe care îl încerc mereu. Ori de câte ori simți cu un cuvânt îi prăfuit și are tendința să alunece așa într-un limbaj de lemn, să încerci să ți-l definești. Ce m-a ajutat pe mine să înțeleg conceptul de căință? S trei cuvinte. Conștientizare, Asumare și disperare. Până nu conștientizăm că în inima noastră există vreun rău, vreo problemă, vreo nepotrivire, niciodată nu o să fim sensibili, nu o să auzim ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Asumarea, exact cum spunea Tibiu Șeriu în închisoare, înseamnă să refuză cânti aceeași muzică pe care o auzi în jurul tău din cauza lucutare, din cauza lucutare, Asta e mesajul pe care l auzim cel mai mult în viață. Să îți asumi responsabilitatea. Nu știu dacă se sizați, dar de fapt cuvântul acesta e cel care îți dă noblețe din punct de vedere psihologic, terapeutic, vindecător. Te tratează ca un adult, ca un om matur. Te invită să refuzi, să te mai zbați într-o copilărie, dând vina pe unul, pe altul, pe ceea ce ți s-a întâmplat în viață, în trecut aducând argumente și tot felul de scuze și de piedici. Și uneori testul este că momentul cel mai greu e momentul acela al disperării. Vedeți, ne îngrozim când ne uităm la Putin și la prăpădu pe care îl face, dar uneori când tresărim de ceea ce am fi putut face în anumite situații în viață, poate cum ne-a scăpat Dumnezeu, ăla e momentul suprem de iluminare prin care ne ajută Dumnezeu să creștem. Cred că am mai zis lucrul acesta. Eu am conștientizat cât de egoist sunt abia după ce m-am căsătorit. Știam la modul general că suntem păcătoși, dar observați, nu considerația, observația asta la modul general, da, suntem păcătoși, ci până la urmă, Harul lui Dumnezeu este experimentat transformator doar atunci când eu conștientizez, îmi asum și Mă zbat un pic în acea disperare în care, fără intervenția lui Dumnezeu, nu există nicio soluție sau șansă. Oare mai știm noi ce înseamnă lucrurile acestea? Am descoperit în Cartea Iov, capitolul 36 cu 15, o nuanțare superbă în noua traducere în limba română. Uitați ce zice. Dar pe cei suferinți, el îi scapă prin suferințele lor și le deschide urechea prin asuprire. Te-ai gândit vreodată că suferințele neplanificate pot avea un efect salvator? Lucruri pe care nu ni le dorim, care ne creează disconfort, ne deranjează. Poate că Dumnezeu le poate transforma, le poate folosi un mesaj uluitor pe care Biblia iudeo-creștină îl are: că Dumnezeu are putere să răscumpere răul în bine. Un lucru incredibil pe care l-am înțeles despre comunitatea din Alba Iulia, unde am slujit 18 ani, e că această comunitate a fost fondată de către oameni care au venit de pe front din cel de-al doilea război mondial. Care au întâlnit moartea, care au văzut deruta, pustirea și care au zis dacă nu există un lucru care să țină lucrurile la oaltă nu există speranță pentru noi detestăm și e normal să ne revoltăm la toate lucrurile legate de război dar trebuie să punctăm și elementele care ne pot redirecționa reajusta viața înspre inima lui Dumnezeu cam asta înseamnă să fii străpuns în inimă de aici pleacă realitatea botezului al doilea adevăr Botezul este mărturia acceptării Domniei și stăpânirii lui Isus Hristos peste viața mea. Îi destul de previzibil. Însă, nu te grăbi. Botezul nu înseamnă doar sfârșitul unui, unui mod de a gândi, ci și începutul unui nou fel de a pune problema, un nou anotimp. Precizarea de a fi botezați în numele Domnului Isus, cum apare în textul din fapte, nu dă de -o parte cealaltă mărturie sacră, biblică, din Matei 28, să fim botezați în numele Sfintei Trăim. Autorii nu se contrazic prin faptul că la început era practicat în numele Domnului Iisus Hristos, înseamnă că oamenii erau invitați să conștientizeze că elementul care îți domină, care îți definește viața, e că orice detaliu din viața ta, tu îl înțelegi în lumina Domnului Iisus Hristos. Botezul nu-i doar că ai fost iertat, că ai intrat într-o anumită experiență de har, de răscumpărare, ci intri, îți predai viața unui domn, unui stăpân absolut, care dictează în orice detaliu, în orice chestiune de viață sau de moarte în ce te privește. De ce credeți că primii creștini au fost atât de dispuși să plătească cu viață? să moară pentru credința lor în Isus Hristos. Momentul în care Dumnezeu dă la pământ cu toți idolii și toată idolatria din vremea respectivă și oamenii refuzau, spuneau un singur domn Isus Hristos, nici cezarul, nici altcineva. Vă dați seama cât de ofensatoare era această atitudine într-o cultură politeistă. Și aceasta e imaginea pe care textul ne -o imprimă. Roman 10, 9 și 10, îi poate cea mai veche mărturie baptismală care o avem pe paginile Sfintei Scripturi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă nebrienia și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observați, sub forma unui sandwich, la partea externă se repetă de două ori ideea de mărturie. Începe și se încheie esența, miezul, ceea ce nu se vede. Este credința din adâncul inimii tale. În momentul în care crezi și te încrezi în Isus Hristos, se produce miracolul, se produce transformarea. Ceea ce e fascinant la acest text este că toată mărturia tot conținutul credinței, vârful de lance, se reduce la o singură persoană, la o singură cerință, încrederea fără rezerve în Isus Hristos. Că El îți iartă păcatele, El te mântuie, El te aduce într-o stare după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu există neutralitate, cum zicea Sies Luis, în Universul acesta, fiecare centimetru pătrat în fiecare secundă îi revendicat de Dumnezeu și contrarevendicat de Satan. Cei care v-ați întors la Dumnezeu sau vreți să faceți pasul acesta, simțiți cât de aspră e această zbatere în viața voastră. Despre asta e vorba. Aducerea tuturor departamentelor, tuturor detaliilor vieții noastre sub autoritatea lui Dumnezeu. Fie câte plimbi. Fie că mergi cu bicicleta, fie că ești în călătorie, fie că iei o decizie de afaceri, fie că te gândești la copilul tău cum să-l crești, care-i cariera și direcția în care să meargă, lucrurile trebuie gândite sub aceste auspicii, sub această autoritate. Domnia, stăpânirea Mântuitorului nostru, care a zdrobit moartea și a dus la putere viața și neputrezirea prin Evanghelie, cum spune Apostolul Pavel, numai sunt propriul meu stăpân. Nu mai trăiesc pentru mine, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru mine. Asta îți conferă și tihna smereniei. Nu mai ești atât de obsedat de control, știi că poți să predai controlul unei alte persoane mai competente. Cineva spune atât de frumos, există un singur Dumnezeu și acela nu sunt eu câtă odihnă derivă din această simplă acceptare care se transferă în relația cu copiii noștri, că îi vrem și avem impresia. Nu e adevărat, Dumnezeu este Cel care lucrează totul și în toți. Experiența mântuirii înseamnă că lanțurile au căzut jos, Hristos te face liber și spune poftim. Să văd ce ai de gând. Au fost momente în viață în care aș fi vrut ca Dumnezeu să mă ia cu forța și să mă ducă în direcția pe care El o știa. Dar nu s-a întâmplat așa. Uneori am simțit că după ce Dumnezeu lucrează intens, copleșitor, există un fel de retragere. Asta e sensibilitatea lucrării, a prezenței Duhului Sfânt. Dumnezeu îți face loc. Nu există maturică, maturitate decât prin alegerea voluntară de a ne supune voi lui Dumnezeu. De a alege noi. Nu suntem niște roboți? Ăsta e riscul pe care Dumnezeu și l-a asumat prin faptul că există război, există nenorociri și atrocități în lumea în care trăim. Însă fiecare dintre noi poate să aleagă, să meargă într-o direcție sau în cealaltă. Pot spune că voia Lui contează în orice detaliu al vieții mele? Al treilea adevăr cu privire la botez. Botezul mai înseamnă moartea față de păcat prin unirea mea împreună cu Hristos. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, 1 la 3, contracarează toată delăsarea noastră morală printr-o simplă întrebare. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Ferească Dumnezeu, noi care am murit față de păcat. Asta e ideea centrală a textului din Roman 6. Cum am putea să mai trăim în păcat? E imposibil, de neconceput. Și apoi merge exact la lucrul despre care discutăm noi. Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru ca... Observați, moartea înseamnă că nu mai există soluție. La fel cum în cazul lui Hristos nu mai era soluție și noi trebuie să ajungem la aceeași concluzie în viața noastră. Am fost îngropați împreună cu El pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui tot, tot așa. Și noi să trăim o viață nouă. Botezul și înnoirea morală cele mai grele cuvinte care mi-au fost dat să le aud din partea oamenilor din afară, au fost următoarele. Domnul pastor, degeaba s-a dacă nu se vede nicio schimbare. E atât de jenant, atât de penibil să treci prin experiențe de genul acesta. Sau resemnarea amară la care ajung oamenii. Păi și ei ca noi. Nu există acea distinctivitate după care oamenii speră să o găsească, umblând în diferite locuri. Botezul înseamnă participarea noastră la moartea și învierea Mântuitorului, evenimentul fondator al răscumpărării. Oare cum ne-am putea boteza fără să se vadă vreo adiere de speranță pe chipurile noastre? Cei care s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, parcă în cu 10-15 ani, pentru că lucrarea interioară e imposibil să nu se evidențieze în prezența noastră, în felul în care ne purtăm cu oamenii. Martin Luther, în fața ispitelor, de multe ori urla aceste cuvinte, baptizatus sum. Am fost botezat. Nu știu dacă noi vreodată ne trezim gândind în felul ăsta în confruntarea cu ispitele noastre. Pentru el era un ritual la care mereu și mereu se întorcea. Am fost botezat. Și cel de-al patrulea adevăr pe care l-am înțeles cu privire la botez, botezul reprezintă identificarea publică cu trupul lui Hristos, biserica locală. Tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 cu 13 spune, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Dacă ai urmărit cu atenție, o să zici, hei, hei, aici vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt și nu despre botezul în apă. E adevărat. Textul vorbește despre experiența transformării, regenerării și grefării noastre. Însă fii atent că se vorbește despre Duhul Sfânt și asta face în momentul în care te schimbă și te grefează pe organismul viu al bisericii. Ăla e botezul cu Duhul Sfânt, asta spune Pavel. Însă vreau să vă aduc aminte că ori de câte ori apare în Biblie botezul, e amintit în contextul botezului cu apă. În Matei, capitolul 3, cu 11, Ioan spune, stop, eu am o lucrare limitată, vă botez cu apă spre pocăință, cel ce vine după mine va boteza cu Duhul Sfânt. Apostolul Petru, când trebuie să dea socoteală în fața oamenilor din poporul evreu, a conducerii bisericii, că o trebuie să meargă în casa lui Corneliu și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și o trebuit să-i boteze, mărturisește în fapte, capitolul 11, cu 16, mi-am adus aminte de vorba Domnului Ioan, va boteza cu apă, dar voi veți, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Asocierea aceasta nu este una pur întâmplătoare și accidentală. În primul rând vorbește despre lucrarea transformatoare, dar vorbește și despre acea interfață, de, de acea realitate exterioară în care în mod public ne identificăm, îl mărturisim pe Hristos și ne alipim de biserica locală, de corpul credinței. Prin urmare, cele două dimensiuni sunt interschimbabile, sunt legate. Întrebarea mai complicată e în ce fel se leagă realitatea interioară de botez și manifestarea exterioară. O întrebare cu care obișnuiesc să-i chinui pe cei care vin la cateheză e dacă mântuie sau nu mântuie botezul. Cei care vin din context ortodox invariabil, îmi spun, venind dintr-un context mult mai sacramental, în care ritualul are o anumită putere de a transmite acea putere a Duhului, cei care vin din mediul evanghelic sunt mult mai reticenți și spun nu, puteți nu mântuie. Un context în care se vorbește despre realitatea simbolică, asta nu înseamnă că nu are nicio valoare ci înseamnă că nu în mod mecanic lucrurile se derulează în viața noastră. Vă aduceți aminte când a vorbit despre Duhul Sfânt? Petru recunoaște. În timp ce vorbeam fără vreo așteptare din partea mea, Duhul Sfânt a lucrat, le-a schimbat inima și au avut aceleași manifestări ca noi în experiența de la coborârea Duhului Sfânt, de la cinzecime. Cine eram eu să mă împotrivesc Duhului Sfânt într-o astfel de situație? În 1 Petru, capitolul 3, 21-22, găsim aceste cuvinte, care nu știu dacă ne ajută sau ne încurcă, rămâne de văzut. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Dacă era punct, lucrurile erau clare. Una dintre cele mai importante virgule care apare în relatarea biblică, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Până la urmă, textul acesta sancționează exact ceea ce am auzit deja de la Ioan Botezătorul, când îi numea pui de vipere, pe conducătorii religioși care vreau să rezolve rapid problema mântuirii, grăbindu-se să facă pasul botezului. Și el spune, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar, roade vretnice de pocăința voastră. Mântuie botezul? La ce anume te referi? Dacă apa are ceva puteri miraculoase în sine, Iată adevărul central al acestei zile pe care l-am înțeles. Botezul mântuie doar dacă intrarea mea în apă coincide cu existența unui cuget curat, adică experiența genuină a iertării. Doar dacă botezul nu este un fake news, o mare păcăleală, lucrul acesta îți aduce, îți conferă mântuirea. Un prieten, coleg, în povestea, au avut la un moment dat într-o lucrare de misiune în vecinătatea orașului, a chemat un grup de tineri, unul dintre ei a fost rugat să spună câteva cuvinte și marele șoc pe care l-a trăit, îi s-audă această persoană mărturisind altora, Că, deși s-a botezat odată cu alți tineri din biserică, întâlnirea reală cu Dumnezeu a avut loc la ceva timp după experiența botezului, când a înțeles într-o duminică cum Dumnezeu îi vorbește și-a deschis inima și a simțit că Dumnezeu îl transformă și îl atinge cu adevărat. Cu alte cuvinte, vedeți, nici la maturitate nu ai garanții 100% că lucrurile se întâmplă așa cum am vrea, așa cum plănuim noi. Tocmai de aceea. E nevoie de atâta precauție, delicatețe, sensibilitate, înțelepciune față de cei de lângă noi. Prin urmare, botezul înseamnă căință, predare 100% pe mâinile lui Hristos, moarte față de păcat și identificare. Asta e identitatea ta pe care trebuie să o înțelegi, să o accepti și pe care trebuie să o repeți pentru a trăi spre slava lui Dumnezeu. Poate că primii creștini niciodată nu gândeau actul botezului separat de actul proclamării, pocăinței, credinței, primirii Duhului Sfânt și mărturisirii. Botezul implica din start o gândire care să îmbrățișeze toate aceste aspecte. Probabil că se sizăm acum valoarea implicațiilor practice care decur din acest adevăr. Haideți să le urmărim rând pe rând. Din moment ce credem că botezul este o asumare personală, responsabilă în încrederii în jertfa lui Hristos, n-ar trebui să-i agasăm pe oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tatăl meu care nici o singură dată nu mi-a zis când te botezi s-a ferit să rostească vreodată cuvintele acestea și voi fi recunoscător cât trăiesc. Fiindcă m-a ajutat să înțeleg responsabilitatea acestui gest și că e important când eu înțeleg și simt că sunt pregătit să fac pasul acesta. Ei trebuie să ceară lucrul acesta. Căința și încrederea personală în Iisus Hristos trebuie să preceadă botezul și nu invers. Mai departe, n-ar trebui niciodată să punem presiune pe copiii noștri atunci când alți copii din Biserică se botează. Poate că ar trebui să ne rugăm mai mult, mai insistent, mai dependenți de Dumnezeu, însă probabil realizați că poate să fie o cursă pentru sufletul lor să o facă ca o spoială, ca un gest neinspirat și în grabă sau în pripă. N-ar trebui să solicităm botezul doar pentru că alții o fac, pentru a ne boteza sau pentru că ți se pare o idee interesantă la un moment dat. Dacă nu știi ce să faci, roagă-te, postește, caută-L pe Dumnezeu. Un alt lucru pe care l-am învățat de la tatăl meu, în discuția cu o femeie care ia a venit cu întrebarea, se boteze sau să nu se boteze? Și tatăl meu a refuzat să-i spună ce are de făcut. Și a zis, uite care e propunerea mea. Luați-vă un timp de rugăciune, de post, înaintea lui Dumnezeu și vedeți ce vă spune El. Și exact așa s-a întâmplat. Vedeți, așa ar trebui să procedăm. Ar trebui să avem răbdare cu ceilalți, chiar dacă noi avem deja o convingere clară în ce privește Scriptura. Când cineva e pe moarte, atâtea greșele am văzut în domeniul acesta. N-ar trebui să-i stresez pe oameni. Rugăciunea Tatăl nostru și rugăciunea Inimii Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu sunt ustensile mult mai redutabile pentru mântuirea, pentru salvarea sufletului acelui om. Lasă-l pe el dacă simte că nu-i împăcat și nu poate pleca din viața asta fără să facă pasul acesta, după aceea caută soluții, variante. Dacă te-ai botezat și nu se vede nicio schimbare în viața ta, ce te faci? nu putem evita o astfel de implicație. Mai departe, botezul în apă ar trebui să fie un indiciu cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, experiența copleșitoare a regenerării și nevoia confirmării ne arată, fiind practicată în unele comunități, îi un indiciu logic că lucrul ar trebui să se lege în viața noastră. Mărturie, botez, asumare personală. Dacă vă mai aduceți aminte, imediat după intrarea Domnului în Ierusalim, tensiunea crește și oamenii religioși ai vremii rând pe rând îl încolțesc, contestându-i autoritatea. Asta e primul lucru care vine pe tapet. Cu ce autoritate? Și Hristos le zice, vă voi lansa și eu o întrebare, o provocare, dacă răspundeți și eu vă voi răspunde. Botezul lui Ian de unde venea? Din cer sau de la oameni? Nu știm cum s-au eschivat și au zis, nu știm. Exact în punctul acesta, Mântuitorul le spune o parabolă cu tâlc. Îngăduiți-mi să vă o reamintesc. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și a zis, Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, a răspuns el. Pe urmă, i-a părut rău. Și S-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și acesta a răspuns, mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui său? Evident, răspunsul corect este primul fiu a cărui faptă bună i-a părut rău și s-a dus venind mai târziu decât niciodată, a fost mai autentică decât crezul doctrinar corect, dar steril din punct de vedere moral al celui de-al doilea. Mă duc, Doamne, observați încărcătura religioasă și nu s-a dus. Concluzia acestui mesaj se adună sub forma unei întrebări. Te-ai gândit vreodată? Simplul fapt de a recita un crez sau de a te fi botezat nu este de ajuns. Mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Ce înțelegem noi prin aceste cuvinte? Mărturisire, botez, autenticitate oare stau lucrurile în viața mea